Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Am luat o mică pauză forțată, din mai multe circumstanțe. În primul rând, mi-am luxat eu serios mâna pe pârte, dar colegul meu Ion Mocan a făcut o treabă tare faină, mi-a fost foarte interesant să urmăresc ultimele două podcasturi. Și într doilea rând, situația din, din, regiune a fost una foarte, foarte așa tensionată și nu le-a fost, cred că, nici nou, nici la lumea care de obicei ne ascultă de discutat despre inovații când erau alte prioritățile. Astăzi o să discutăm cu Vasile Tofan, pe care eu îl aștept la podcast de mai mult timp. Speram să facem această discuție cu o ocazie mai fericită, dar tu recent te-ai întors din Kiev. Și vreau să discut și despre asta. Vasile Tofan este senior partner la Horizon Capital, unul din cei mai mari investitori regionali cu un portofoliu mai mare de un miliard de dolari și probabil cel mai mare investitor din Moldova, care a investit anterior în IFS, iar mai recent în urcari, Glass Container Company, Moldova Groin Bank și probabil mai este ceva. Au fost mai multe companii, da. Spune Vasile, pentru cei care, care nu te cunosc în general, în ce constă lucrul tău? ce te ocupi. Da, Eu sunt uh, partener la un fond de investiții, Private Equity. Investim în companii care uh, cresc rapid, preponderent în tehnologice în ultimul timp. Uh, modelul nostru de business este că cumpărăm cote minoritare în companii care cresc uh, rapid, ajutăm companiile astea să-și accelereze și mai departe creșterea după asta căutăm un exit pentru, pentru, noi, pentru, pentru companii, sau fie pentru o listare sau atragea unui alt investitor financiar sau unui investitor strategic și astfel câștigăm bani pentru investitorii noștri și noi ca administratori ai fondului ne păstrăm o parte a profitului. Tu ai ajuns în acest fond de investiții după ce ai avut propriile tale experiențe, experiențe de a-ți crea un, un startup și a vedea cum este să-ți să, să lansezi o afacere? Tu când ai știut că vrei să devii investitor? Sau când a apărut această oportunitate? Eu cred că, că, că am devenit investitor mai mult din, din accident. n -am, cu siguranță n-am avut un plan undeva scris că vreau să devin investitor. Istoria mea, nu știu cât este interesantă, dar eu sunt parte din, nu știu, din am fost mult timp parte din diaspora moldovenească, am plecat din Moldova în 2001, am studiat în Olanda, după asta am lucrat în consultanță acolo, după asta am lucrat în industrie pentru, pentru departamentul de și achiziția Philips în Amsterdam. Am mers să fac MBA-ul și după MBA, cred că a fost un moment de cotitură pentru, pentru mine, când mai mult din, din coincidențe și careva coincidențe fericite am ajuns la Horizon Capital uh, și ultimii, ultimii, 11 ani sunt, da, port, port de investitor. Eu vreau neapărat să discut despre investiții, cum să atragem investiții, ce trebuie să înțelegem despre investiții, dar totuși vreau să te întreb, să încep anume cu evenimentele recente și vreau să te întreb ce ai făcut tu pe 24 februarie. Da, uite, nu vreau să dramatizez prea mult istoria mea personală, pentru că, sincer, fiind acum în confort în Moldova, la Chișinău, într-un fel acasă, chiar dacă mă consider refugiat, pentru că am fost, eu sunt plecat din Chișinău de mai bine 20 de ani, oricum sunt acasă. De asta nu aș pune atât de mult accent pe, pe mine, bine, noi împreună cu familia, relativ rapid am ajuns într-o zonă, zonă, safe, după asta cu anumite firpeții am ajuns la, la Chișinău, Moldova, de asta, sincer, când mă gândesc la, la istoria mea personală în comparație cu miile, sute de mii de oameni care, care continuă să rămână în oraș asediate, mulți fără apă, fără electricitate, fără gaz, fără căldură, vă dați seama, eu cred că sunt într poziție de confort și cu siguranță nu vreau să dramatizez propria, propria experiență. Deci tu ai rămas în Ucraina în primele zile și ai venit aici Da, după vreo, da, după, da, după, după vreo, 10 zile sau puțin mai, mm -hmm. chiar, chiar mai puțin noi am, noi am venit la Chișinău. Uh, a fost și o decizie a, nu știu, a, a fondului nostru, oamenii care au permisiunea să, să iasă, să, să iasă pentru că o mare parte din colegii noștri tot au urmas în Ucraina. Știți bine că bărbații de la 18 până la 60 de ani, uh, cetățenii ucraineni nu au drept să părăsească țara. Eu, având pașaport moldovinesc, uh -huh. mi-a fost, mi fost mai simplu și, sincer, de aici am poate undeva și uh, sentimentul de vinovăție, pentru că mulți din colegii mei sunt, uh, sunt acolo, unii din ei uh, s-au înrolat în, în, armată, deci uh, lucrurile astea nu sunt teoretice pentru mine, sunt, uh, sunt foarte nu știu, sunt lucruri pe care le, le trăiesc foarte aproape. Din cât înțeleg, te-a implicat zilele astea destul de activ în a facilita deplasarea și venirea unor familii a companiilor în care v-ați investit? Da, în evident. Moldova, România, în alte, în alte țări? Da, evident. Eu, eu cred că e minimul, minimul pe care putem să-l facem, inclusiv casa noastră, casa părinților mei s-a făcut așa, într un mini-centru de, de, de refugiați. Am, am avut șase-șapte familii care au, care au, trecut pe acolo. Într-adevăr, majoritatea folosesc Moldova ca un punct de tranzit pentru, a merge, no, pentru a merge mai, mai departe. Am văzut foarte mult omenii din partea moldovenilor asta, nu știu, mie personal mi crește, crește inima când văd atâta umanitate. Eu cred că testul la umanitate și testul la compansiune, noi ca popor l-am trecut și am trecut cu brio. Pentru că multă lume spune că Bine, cu toții știm că Moldova are cei mai mulți refugiați per capita, dar nu asta e metrica care impresionează cel mai mult. Dacă să măsurăm numărul de refugiați per un dolar de, de, PIB, Moldova este, cred că, de, de cinci ori peste următoarea țară în, în listă. Deci, ca impact asupra economiei, evident că noi suntem cei mai, cei mai afectați. Dar cum vezi tu această situație cu refugiații pe lângă partea asta de omenie, care într-adevăr a fost un lucru destul de rar întâlnit, care a unit societatea noastră, pentru că se vede chestia asta cumva. Nu există cel puțin o polarizare. E mai mult cumva băieți și fete, noi suntem cumva în asta împreună, noi suntem cu voi, dar pentru Moldova, cât de cinic n-ar fi, dar există vorba asta că fiecare criză este o oportunitate. Este o oportunitate asta pentru Moldova. În afară de declarațiile ministrului de externe al Ucrainei Culeba, care a spus că Moldova a devenit acum un vagon la locomotiva Ucrainei care merge în Uniunea Europeană. Da, în primul rând, vreau totuși, înainte să răspund la întrebarea ta, vreau să fac câteva comentarii apropo de, de testul ăsta, de compasiune pe care l-am trecut noi ca țară. Eu când, nu știu, când toată lumea se la CNN sau la alte, la alte posturi TV și vede istorii de refugiați, mă normal văd taberii enorme cu corturi, da, cu condiții, mă rog, destul de, destul de precare. În cazul nostru, deși, am, deși peste 300.000 de oameni au trecut prin Moldova, peste 100.000 sunt rămași aici. Majoritatea au fost uh, primiți în casele oamenilor. Peste 80% sau chiar da. peste 90%. Au fost primiți în casele oamenilor, da? Noi nu avem taberi mari cu corturi, știi, da, avem câteva, mă rog, sel, stadioane dar ma, mare majoritate a fost primit, în casă. Pentru mine asta e, asta e mare test și eu cred că cu trebuie să ne, să ne închinăm în fața oamenilor care au fost atât de primitori. În deci, ce de criză sau oportunitate, eu nu cred că e cazul să vorbim uh, foarte mult despre oportunități, pentru că, în primul rând, cred că e o mare, mare drama a țării vecine. De asta, cu siguranță, nu vreau să fiu în poziția în care să, să profităm de, de, de greul lor, care stau ca un scut între între noi și un agresor foarte, foarte mârșav, în care e care, care, Rusia, da? Eu în același am auzit, timp... Am auzit declarațiile tale pe 25 februarie, când ai fost în direct la TV8 despre ce le dorești tu. Dar zi da, mai, mai și, departe. Dar în același timp e adevărat că contextul schimbă foarte mult, deci au loc niște schimbări tectonice și eu cred că, într-adevăr, noi ca țară trebuie să fim pe fază, da, trebuie să fim pe fază, și asta ține și de politica noastră externă, efortul diplomatic pe care le facem. Da, eu cred în faptul că criza actuală va accelera aderarea noastră la Uniunii Europeană. Pentru prima dată cred cu adevărat că vom obține statutul de țară candidat și de la statutul de țară candidat până la statutul de membru al Uniunii Europene, eu cred că po po pot po, dura, nu știu, șapte ani, zece ani, cinci ani, dar sincer contează mai puțin. E important să fim candidați, până până acum ni se refuza inclusiv statutul de candidat. Și în engleză este fraza asta, că it's not about the destination, it's about the journey, și în cazul dat e extrem de important, pentru că uh, drumul spre Uniunea Europeană este la fel de important ca accederea Uniunii Uniunea Europeană, da? pentru că fondurile structurale vor fi deja disponibile în Moldovii în drumul spre Aderarea Europeană. da. Sincronizarea legislației și la uh, deschiderea, deschiderea tut, la tot felul de beneficii uh, va, va fi actuală pe noi deja în drumul spre, spre Uniunea Europeană. De asta, uh -huh. în, par, în partea asta diplomatică am încredere mare. Pe de altă parte, într-adevăr, va avea loc careva relocare de, de resurse. Da? vor fi ucraineni care vor decide să rămână în Moldova. Și eu cred da. că vor fi mulți care vor fi ucraineni activi, care vor crea businessuri aici, vor crea în special businessuri IT sau mici în întreprinderi. Trebuie să fim deschiși lor. Da, trebuie să fim deschiși și să undeva să-i ajutăm să aib -s -s aibă, succes. Da, să nu uităm, noi suntem o țară cu probleme demografice catastrofale. De asta cum, imigrația e undeva, uh -huh. e și o gură de aer pentru, pentru economia noastră. Pe de altă parte, aici voi face un, nu știu, poate un statement puțin mai provocator. Sunt sute de mii, milioane de ruși care nu se mai văd în, în țara lor. Da? Îi trăiesc într-o dictatură, e clar că Rusia va deveni o cetate închisă pentru zeci de ani înainte și eu admit că mulți Oameni cu gânduri liberale, nu știu, clasa asta creativă vor căuta unde să trăiască. Eu văd deja, văd deja pe forumuri că Georgia e destul de plină, peste da, 30 de, de oameni au une. intrat. a avea recent un un video în care a făcut o clasificare cu top destinații, și el chiar nu s-a rușinat. plus Georgia, Turcia, Serbia, Estonia, de ce nu? Da. M-am că nu a spus Moldova, pentru că eu într-adevăr văd Moldova ca o țară foarte prietenoasă. Motivul și gândim în același fel. Și eu cred că noi trebuie să fim deschiși. Da, cu toate, fiecare din noi are, nu știu, valorile lui, eu, de exemplu, sunt, nu știu, să românist la, la suflet, da, dar eu cred că aici vorbim despre alte lucruri. Eu cred că noi trebuie să fim deschiși, inclusiv rușilor care, progresiști, liberali, uhum. nu știu, creativi, liberi, în primul rând, din, din Rusia, care își caută o altă țară și dacă putem uhum. să aducem 10-20 de mii de oameni din, din Rusia, care o să vin în special din IT, design, freelancers, nu știu, juriști, mici antreprenori, mari antreprenori, care să vină și să-și creeze o nou patrie aici, eu, eu, nu știu dacă lumea și dă seama care e valoarea la 10.000-20.000 de oameni antreprenoriali. Pentru că ei creează Absolut. un ecosistem în jurul lor. Ei recrutează, ei locuri de muncă. Da? Eu cred că noi să simțim, spune câteodată că din uh, un fluture, da? dacă fluture odată, creează un, un, efect, de butterfly effect. Dar aici când e vorba de mii de oameni, cu siguranță se va resimți chestia asta. Eu până când am văzut uh, un apetit al companiilor noastre, din start să vadă ucrainienii ca forță din muncă. Că din start spune că noi suntem deschiși angajați la noi, pentru că există acest shortage, acest vid de uh, creieri aici în Moldova. Și într-adevăr, asta este o oportunitate inclusiv și pentru companiile noastre. Dar dacă mă pun în locul companiilor din, din Ucraina, eu n-aș vrea, de exemplu, sau prietenilor mei din Ucraina, eu n-aș vrea ca cu naționalii mei să, să plece și să creze valoare în altă parte nu în țara uh, lor. Acum, ce s-a întâmplat? Și-am văzut postul tău în care ai făcut analiza cu salariul mediu pe pe economie, care ai arătat că în Moldova, ok, asta se datorează inclusiv și schimbării bruște a cursului valutar, dar acum salariul mediu pe economie în Moldova este cu 20% mai mare decât în Rusia. Asta înseamnă că Moldova devine atractivă probabil nu atât de mult pentru ruși, dar pentru moldovenii noștri care lucrează în, în Rusia? Da, eu am uh, un mesaj destul de, nu știu, de, cum să-i spun, uh, depresiv pentru moldovenii noștri care lucrează în Rusia. Eu cred că trebuie să se gândească foarte bine la viitorul lor, pentru că, din păcate, țara asta, părerea mea, este aruncată înapoi cu 20-30 de ani văd un uh, viitor foarte, foarte sombru pentru Rusia, de asta eu, eu sunt de acord, că inclusiv zeci de mii, probabil mai mult de sute de mii, nu știu cât, cât sunt în total, dar eu cred că cel puțin zeci de mii de moldoveni care sunt stabiliți în, în momentul în Rusia vor, vor reveni acasă și trebuie să fim gata și pentru asta. Că tot vorbim despre partea asta de, de context, eu discut cu mama aproape în fiecare zi și ea este extrem de îngrijorată, inclusiv despre Moldova, pentru că în știri, recent, Moldova este pomenită zilnic tu în Moldova simți în siguranță? Pentru că mulți moldoveni și fac pe urgent și o rup din gara. Da, uite, eu mă simt în siguranță. Eu am un criteriu destul de simplu, atât timp cât uh, ambasada Americii, Pisada ce este piloc, uh, și eu sunt piloc, loc. <laughs> da, și chiar apropo, dacă o să hotărăsc să plece anumiți angajați ambasadei, nu cred că e sfârșitul lumii, știi. Uh, dar, per total, eu cred că uh, prietenii noștri la Moscova nu dorm și creează tot felul de motive de nervozitate pentru noi, atât timp cât, cât, ambasadele sunt pe loc, eu sunt foarte, foarte sigur aici. Acum, ce o să fie dacă o să, începe, dacă o să înceapă, nu știu... adică care e riscul ca să înceapă, ca să înceapă careva, va. nu știu, din instabilitate. Eu cred că Moldova nici de cum nu intră în... Iarăși, nu, nu sunt eu analist politic dar părerea mea că Moldova nu, nici de cum nu intră în narativa pe care o anunțat o și pentru Ucraina, pentru că narativa lor se baza pe două motive, de și demilitarizare. Cu militarizarea e ușor, nu avem noi armată, suntem deja neutri, deci nu, nu văd cum ar, cum, ar, da, cum, ar, cum narativa. Și doi, de iar și destul de ridicol în cazul nostru, pentru că... Și în cazul Ucrainei. în cazul Ucrainei, dar ce obține acolo ei, cum încearcă să inventeze care, careva narativă, nu știu, bolnavă care o au ei, în cazul nostru chiar Chiar, chiar nu poți, n-ai din care parte să -o, o iei. De asta eu sunt destul de liniște pentru Moldova. Cum vezi reacția business-ului în general la această criză? Și te întreb, pentru că m-am uitat la statistica din Ucraina, statistică oficială, în care se spune că mai mult de 60% din afaceri mici și-au uh, uh, întrerupt activitatea vreo 25% și-au întrerupt parțial, deci au trebuit să-și ajusteze, și doar 10-15% din afaceri continuă mai departe. Cum chestia asta a afectat afacerile din portofoliul Horizon Capital și cum afectează asta business din Moldova? Pentru că ești implicat la greu și în câteva companii aici. Da, în, în Ucraina, da, suntem destul de afectați, nu -o, o să încerc să știi să înduieșesc lucrurile. Undeva de ce suntem totuși puțin avantajați pentru că strategia noastră a fost în Ucraina în mare măsură focusată pe companii exportatoare tehnologice, care sunt mai asset light, da, cu active mai, mai, mai light și focus pe, 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 pe oameni, da? și oamenii pot să mulți din Harkiv, în, nu știu, în Vest sau chiar, chiar în afară, deci, în, în, deci suntem mai puțin afectați decât per total, dar evident, țara la moment este într-o situație foarte, foarte dificilă și, din păcate, înțeleg că... că multe, multe din distrugeri care s-au făcut nu, nu se vor repara foarte rapid. Acum, eu cred că pe ascultătorii te interesează mai mult ce sunt în Moldova. Moldova am relativ pulsul economiei la nivelul meu, pentru că am, nu știu, privilegiu să fiu în Consiliul de Administrație a câtorva companii din Moldova. Sunt în Consiliul de Administrație la Maibs, la Purcari. Deci Maibs, sectorul financiar, Purcari, sectorul agroalimentar, să-i spunem, vinificație și sunt în Consiliul de Administrație la TV8. Acum, la MAIB nu văd pentru moment motive de îngrijorare, deci că sectorul bancar din Moldova e foarte puternic, stă foarte bine pe lichidități, da? la moment sunt puține motive de îngrijorare, la purcari, da, vedem o careva rupere a lanțurilor, lanțurilor logistice, de exemplu, e evident că nu putem să ne așteptăm la exporturi mari în Ucraina, în Belarus, care tradițional erau piețe relativ mari pentru unificația din Moldova, mai puțin pentru purcari, dar da. pentru unificația din Moldova, Belarus e important, de exemplu. Uh, uh, și cred că cel mai cel mare impact pe momentul la, la TV8, unde pentru că reclamele, bugetele de reclame la business-uri au căzut foarte mult, uh, toată lumea s-a închis, nu, nu, nu aruncă bani în marketing și a, asta înseamnă că business sunt foarte îngrijorate, sunt puse pe defense și sunt puse pe, pe economisiri de, 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 bani. Și a, asta e important pentru că, asta pentru mine, faptul că s-a stopat marketingul e un uh, mesaj important pentru că cum, oricare business trăiește din, uh, din, optimism despre viitor. Da? Și în momentul în care o, oamenii își pierd optimismul, evident că, evident că asta încetinește foarte, foarte mult uh, lucrurile. În general, într-o situație ca asta, cum se salvează și se protejează o afacere, o afacere micuță, care este afectată de astfel de situații de criză și instabilitate? Bine, este o frază în engleză, cash is king, în, criză, în special cash is king, deci, nu știu, rețeta foarte simplă. Din păcate, din păcate o spun lucruri care, care poate să fie perceput ca foarte cinici, dar ce fac bine într-o criză? Se focusează foarte mult pe cash, Asta înseamnă că tu stopezi plata furnizorilor, sau încerci să întinzi cât mai tare plata furnizorilor, te focusezi foarte mult să pe partea de, de creanță din contra, ești foarte focusat ca să strângi mm -hmm. cât, cât mai mulți bani, începi să, să nu plătești băncilor sau să începi să renegociezi cu băncile ca să obții va vacanții creditare, te uiți la salarii, da? dacă poți tăie careva, va din cursul salariale, deci Asta e asta crisis management la, la companii și eu cred că multe companii fac asta, fac asta la moment și evident că asta are impact asupra economiei în general, pentru că când toată lumea se închide ca într-o scoică, știți, de, de, de protejare, asta stopează, stopează ritmul, ritmul economiei. De asta 2022 o să fie un an greu, dar iarăși eu rămân optimist pentru cred că... Pentru că dacă războiul se oprește, se oprește rapid, eu cred că Moldova, Moldova va beneficia de multe oportunități pe viitor, pentru că eu cred că s-a înțeles deja în capitale importante că zona asta are nevoie nu doar de, nu știu, cuvinte de suport, are nevoie și de bani. De asta eu mă aștept la un plan marșal pentru întreaga noastră regiune, inclusiv Moldova. Eu cred că o să vină foarte mulți bani în Moldova. De asta, nu știu, mesajul meu ascultătorilor tăi e să rămână și optimiști, pentru că eu cred că, în cazul în care război, se termină relativ rapid, și eu cred că se va termina relativ rapid, eu cred că pe țara, țara noastră o așteaptă influxuri de bani foarte, foarte, foarte semnificative. Fără precedent, care nu au mai fost până acum. Da. Eu nu o să mă în prezis cât de repede o să, o să termine acest conflict acest război. De fapt, îmi doresc foarte repede că el se termine cât mai repede. Dar mă interesează dacă astfel de timpuri sunt bune sau nu sunt potrivite pentru a căuta să atrage o investiție în produsul sau în compania ta. Acum, la moment, cu siguranță, investitorii sunt, sunt toți pe pauză. Cred că e un timp prost ca să, ca să atrage investiții. Dar... Iar și eu cred că lucrurile se vor repara relativ, uh, relativ rapid, pentru că toată lumea, toată lumea vrea să opere acest război. Ucraina o vrea, Rusia o vrea, China o vrea, uh, Satnițiul o vrea. Oamenii, deci, în primul rând, vor. Da, deci, bine, din de păcate oamenii nu, 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 nu prea, nu prea de decid, dar cu siguranță actorii care, care, care decid, ei își doresc să pare acest război. De asta am toată încrederea că, în, nu știu, când în, în aprilie, deja va fi pace în Ucraina. În un pic stăm la tema asta? Ucraina, așa nume. Uh... Ministerul Transformării Digitale din, din Ucraina, care este foarte activ și aduce foarte multe inovații. Pe lângă aplicația asta, DIA, care este extraordinară și foarte mulți ucrainieni deja o folosesc, ce alt ceva s-ar putea de importa ca practică, ca exemplu, la noi, pe piața noastră? Pentru că probleme sunt multe, dar este vorba bună că hai să luăm câte o provocare o singură dată, one challenge at a time care ar fi o provocare care, din punctul tău de, de vedere, din experiența ta de trai în Kiev, de interacțiune cu sistemul de acolo, ar face treabă foarte bună la noi. Da, eu cred că se începe de la viziunea președintelui Zelenski. Președintele Zelenski, când mergea să se aleagă, eu am avut viziunea asta foarte bold, care spunea că, uite-te, eu vreau să să văd Ucraina într-un smartphone. Da, deci viziunea era foarte ambițioasă. Și de -a, a fost uh, I have a dream? Da? I have uh. a dream, da. Și ministrul pe care l-a numit, Mihailo Fedorov, e un tip foarte tânăr, 29 de ani. Da, un tip foarte tânăr Fundătorul care... La SMM Studio. Da, care i s-a dat undă verde și cred că a făcut o treabă extraordinară. Câteva lucruri pe care eu cred că am put... Apropo, eu cred că uh, echipa noastră de la, de la, Ministerul Transformării Digitale în frunte cu domnul Turcanu, eu cred că fac o treabă tot foarte bună. Nu e minister, eu... e agenție. Agenție de guvernare electronică. El A. e vice-ministru pe digitalizare. A, ok, bine, aici tu, tu, deja știi mai bine, deja tu știi mai bine de sub guvernului la noi, dar eu cred că fac o treabă bună. Eu cred că lucrurile care am putea să le învățăm de la, de la Ucraina sunt câteva. Unul, importanța brandingului. Da? Ei din start au pus un accent foarte mare pe branding. Da, deci da. DIA este un mega brand în, în Ucraina, încredere da. foarte mare, are un usability extraordinar, da, deci chiar are un usability extraordinar. Deci eu o plăcere să folosești serviciul, serviciul dat. Da. După asta au început cu, cu lucruri care sunt foarte, foarte populare și foarte simplu de accesat. De exemplu, ucrainii se mândresc foarte mult că au pașaportul în DIA și pașaportul dat are același. Buletinul, pare. Bine, ei îl numesc pașaportul intern, da, îl mm -hmm. numesc pașaportul intern. Pașa pașaportul are, aceea, electronic are acea electronică are aceeași valoare, da? După asta, același lucru cu permisul de conducere. Deci cu permisul de conducere pe care l-ai are aceeași valoare. După asta, au avut o aplicație în timpul COVID care e di, de di, di da? pentru ca să verifici că ești acasă în izolare, și care era foarte bun izobility. E extrem de, de utilizat foarte foarte eficace. Deci iarăși eu cred că marele marele Marea, marele learning de la, de la DIA în Ucraina este de a face produse, uh, nu știu, la fel de bune și accesibile și brandate la fel de, de bine cum sunt produsele, ca cum cele sunt mai produsele de comerciale da, da. Uh -huh. sau utilizez Instagram sau utilizez DIA și tot acolo ca, 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 ca feeling. Și, bine, evident că nu se opresc lucrurile aici. De exemplu, dacă ne ducem în, în lucruri mai, mai adânci, ei au investit foarte mult în sincronizarea, în sincronizarea bazilor de date, dar și în viziunea asta că statul nu trebuie să-ți ceară o hârtie care tot statul ți-o dă. Eu o spun cuvinte simple, dar asta e, asta e viziunea. De exemplu, dacă mă uit la instituție de stat în Moldova și ei îmi spune Adem, nu știu, Cazierul sau Adem acolo, și trebuie să mă duc la alte instituții ca să iau cazierul. Este dar, deja undeva o un instituție care, care are buni. Da. Voi ca stat îmi dați mm -hmm. toate hârtiile este. De deci, ce mă nebuniți și mă trimiteți tot, mm -hmm. tot la voi să-mi iau? Da? Deci și... trebuie să existe o interconectivitate. Exact. Deci mm -hmm. statul nu trebuie să-mi ceară un milion de, de hârtii, pentru că tot statul mi le dă. Și viziunea asta, evident, că e mult mai simplă de, de formulat ca un use case și mult mai complicat de realizat în practică, dar asta e marea, marea, eu cred că marea lovitură pe care o dai, o dai de în Ucraina pentru că creează repozitoriul mm -hmm. unic de, de documente emise de stat. Tu știi, viziunea asta despre care spui tu, de interconectivitate și operabilitatea datelor, ea există la Agenția noastră de Guvernare Electronică, dar realitatea este că sunt prea multe instituții care se opun pentru că ei pierd din, din controlul și din influență și puterea sămnături sau a, a, ștampilii, este un sistem imunitar a, făcut cu ani, cu zecile de ani, care se opune la orice schimbări. Din experiența ta, a, pentru că ai lucrat cu foarte multe companii, care în tentativa lor, în a, urmarea lor a unor obiective de schimbare, trebuiau să, să spargă acest sistem imunitar. Cum reușești să, să faci asta? Cum reușești să duci schimbări acolo unde există o, o forță de, de rezistență? Uite, eu am foarte mare simpatie apropo pentru toți oamenii din, din administrația publică care încerc să facă schimbări și le e greu. Eu întotdeauna, lumea care crit critică guvernul sau critică alte inți, in, 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 instituții, eu am o foarte mare empatie pentru că, uite, eu, de exemplu, sunt, nu știu, în Consiliul la Maib, de exemplu, da, și eu văd cât de greu se schimbă lucrurile într-o bancă, de exemplu, chiar dacă toată lumea își dorește schimbarea, avem resurse financiare să o facem, avem unitate de idei să, uh -huh. să o facem și oricum e greu, da, pentru că orice care schimbare e, e greu la nivel de oameni, la nivel tehnologic, de asta, uite, eu nu am, nu am, un, cum spune în engleză, un silver bullet, da, n-am... Uh, o soluție, unică. o soluție unică, știi, magică, da? change management are o filosofia sa, deci eu des mă gândesc la change management în companiile, în companiile mele. Sunt câteva principii, iar nu vreau să fiu foarte teoretic, dar prima e de a, de a anunța o viziune uh, clară și înțeleasă pentru toată lumea ce vrem să atingem. Doi, trebuie să creezi o coaliție care să fie uh, pentru, pentru, viziunea asta. Trei, ai nevoie de victorii rapide. E foarte important, pentru că problema e că când îți pui careva targeturi foarte ambițioase, știi, și rezultat, primele rezultate o să fie, ne focusăm pe schimbări sistemice și primele, primele rezultate o să fie peste trei ani, lumea, pf, e normal că lumea nu, nu, nu rezistă. Da, da, da. da. E foarte important să ai victorii uh -huh. rapide. De asta în toate, change toate change trebuie să ai ok, uite, avem target-urile astea pe un an, doi ani, trei ani, știi, dar nu uh -huh. ne trebuie inclusiv victorii rapide anumite astăzi. Și în fiecare proiect sunt careva victorie rapide. În fiecare proiect sunt victorie, victorie rapide, știi? Și e foarte important să, să, să le ai. Deci, este o carte pe care o recomandă toată lumea care e implicată în change management. E foarte scurtă, e o fabulă, e scrisă de un, de un militar, de un un autor uh, care, cu, inclusiv cu, cu background um, um, uh, militar se numește Our Iceberg is Melting, uh, uh, icebergul nostru se, se topește. topește. dar și e o fabulă pentru că e despre o colonie de pinguini care încearcă să meargă de pe să scape de pe un iceberg care se topește și e efectiv sunt șapte pași pentru change management. Cartea asta e foarte scurtă, se citește în 20 minute, o recomand la toată lumea care care vrea să facă change management într-o organizație vorbind și de schimbare și de importanța brandingului de care ai pomenit mai devreme și eu sunt absolut de acord. Eu cred că produsele noastre de guvernare electronică au nevoie de un branding la fel de calitativ ca cel din Ucraina sau ca cel din Estonia, care chiar arată atât de bine cât vrei să, să faci parte, vrei să ai o apartenență la asta și aici este de, de lucru, probabil, la autoritățile noastre. Dar Vorbind de partea asta de, de branding, pentru că experiența mea de colaborare cu tine a început cel puțin atunci când erai foarte implicat în procesul de schimbări de la purcari. Și eu am văzut timp de trei ani pasiunea ta și dedicația ta pentru a aduce foarte multe idei curajoase, lucruri pentru care te respect foarte mult, că nu ți-a fost frică să, să experimentezi și chiar ai venit cu tare multe chestii care nu s-au mai văzut până atunci pe, pe piața noastră recent, Olga Radu, care este director la, la Casa Imago, scria pe LinkedIn că nu prea avem branduri în Moldova care să asculte și să înțeleagă clientul lor. Nu doar să încerce să-i vândă un produs, dar să încerce să atingă o coardă emotivă așa ca să se întipărească la consumator în conștiință și să, și să apară acest brand love care este așa de mult răvnit de unde a venit această cumva pornire la, la purcari care, după ce ați intrat voi, după ce ați investit, a devenit probabil cel mai valoros brand din Moldova. Probabil. Nu, îți mulțumesc că spui asta. Uite, mie, nu știu, mă mânghi la suflet când spui asta. I, uh, am făcut-o din, uh, din uh, nevoie. Uh, pe 11 septembrie 2013, când s-a anunțat uh, al doilea embargo rusesc uh, asupra vinificatorilor din Moldova, noi ne-am pierdut cea mai mare piață de desfacere. Pentru că chiar și la acel moment, Rusia era piața de desfacere numărul unu pentru noi. Am pierdut 6 sau 7 milioane de dolari în creanțe care le aveam acolo, aveam restanțe la salarii de vreo 3 luni, pentru că efectiv nu aveam bani să plătim salariile, deci era o situație de criză perfectă. Și în situație de criză perfectă, evident că trebuie mobilizată echipa, trebuie construit careva viziune, pentru că ca lumea să fie, nu știu, să fie... Uh, să înțeleagă pentru ce trebuie, trebuie să suporte toate lipsurile, să fie motivată, să, fie motivată să, să rămână, da? pentru că efectiv poți să pierzi echipa foarte rapid. Și eu cred că în acel moment noi la purcare am spus că, uite, avem o viziune și viziunea noastră e să, avem, să devenim vinăria numărul 1 din Europa Centrală și de Est. Și dai seama, la acel moment era foarte ambițios și undeva deluzoriu, da, pentru că stai puțin, tu acum nici nu poți plăti furnizorii, salarii, și tu vrei să fii venirea numărul unu din Europa de cealaltă, este, dar eu cred că asta ne-a motivat și -o trebuie să fim și curajoși la nivel de, de branding, da, o trebuie să fim curajoși, să facem lucruri, poate puțin altfel, cu bani puțin, cu curaj mult și cred că multe lucruri ne-au reușit eu. Exemplu, cu Freedom Blend, deci exact când s-a întâmplat embargo-ul iar s-a început și uh, atacul Rusiei în Ucraina, știți, în, 2004, în 2014, cu pierderea Crimeei, știți, și noi am, noi am simțit că, uite, că avem nevoie și noi cumva să ne exprimăm, nu știu cum să spun, să ne exprimăm sentimentele țin de toată drama asta, uh -huh. țării de alături, știi, și pentru că și pe noi ne-au afectat, și pe ucrainii ne-au afectat, și pe Georgiena ne -a afectat mai înainte cu războiul din Georgia, știi, și noi am spus că, uite, toate țările, și Ucraina, și Moldova, și Georgia sunt țări, care sunt țări producătoare de vin uh -huh. da? și toate au, mă rog, o durere comună și am spus că de ce n-am creat un vin care să celebreze, nu știu, spiritul liber al acestor țări. Și așa au apărut Freedom Blend. Și nu a apărut ușor, pentru că la început, nu -o, o să dau numere, dar primul designer pe care l-am rugat uh -huh. să lucreze cu noi la o etichetă a spus că nu eu nu o fac, că ta nenăvesti și nu știu ce acolo, știi, și noi totuși am mers înainte și am spus că, uite, da, vinul să poate politic undeva, dar noi, uh, it's a statement. Și nu, noi, sincer, nu ne-am gândit atunci la mari vânzări sau că, uite, că o să-l vinde mult, a fost mai mult o dorință de a, de a striga, știi, și nu putem striga altfel, uh, nici bani n-aveam. Știi, știi că asta e, ți-am spus că asta e vinul cel mai cumpărat de mine în duty free Da, mulțumesc, Carto. -i, Inclusiv ambasador ca tine. Știi, și uite, dar deși nu asta a fost intenția, o devenit și un hit comercial. unul dintre cele mai vândute vinuri a, a, ale noastre. Da? În, toată, în toată lumea o vindem. Da? Și... Pentru că are o istorie atât de puternică, pe care mie mi-era foarte interesant și plăcut să o povestească. Atunci când plecam, cam mulți prieteni în Ucraina, în Georgia, în Statele Unite, oriunde merg în, în Europa și vineau oameni de regiune și țin minte că atunci era și contextul ăsta că toate aceste trei țări aveau celebrau 25 de ani de independență. Da, era așa, era așa Dar, în general, cum, cum a apărut ideea? Pentru că niciodată nu, nu te-am întrebat cum s-a ajuns la faptul că Horizon Capital a investit într-o companie vitivinicolă? Pentru că nu e foarte. nu e cel mai sexy. Da, nu a fost investiția mea, a fost nu investiția. cel mai business-wise. Da. da, este o glumă cu, cu vinificația, pe care o să o spun, sper să nu speri multă lume. Și gluma e următoarea. E o, o glumă din industrie. Gluma e următoarea cum devii milionar în vin și răspunsul e că trebuie să începi ca miliardar, Știi? Adică e, realitatea e că e greu să faci bani în vin. E, un e bon. foarte grea, pentru că A. concurența e foarte intensă, există o problemă, un decalaj dintre dintre ofertă și cerere, deci structural oferta pe față de vin global, e mai mare ca cererea, asta, asta pune presiune pe preț, acum în Europa au subsidii agricole, ceea ce ne face mai puțin competitiv și e greu să faci bani în vin. Da, de asta, nu știu, cred că Horizon, când a decis să facă investiția asta în purcari, probabil, probabil a fost o creșală investițională, nu mă tem să o spun. spun. Da. Dar probabil s-au gândit că, ok, trebuie să investim și în Moldova. Pentru că avem Posibil. țara asta în umbrelă. Ce este în Moldova? Băi, eu vin. Da, Hai cam, să cam, cam asta a fost și logica, mm -hmm. știi, și sincer nu pot spun cu tot patriotismul meu și cu toată mm -hmm. dragostea mea pentru purcare, nu pot spun că la acel moment poate a fost cea mai inspirată investiție. Dar eu când m-am alăturat fondului, investiția deja era făcută și, mă rog, știi, trebuie să joci cu cărțile mm -hmm. pe care le ai. Și cred că ne-a reușit, ne reușit să facem un turnaround foarte de succes. Mm -hmm. Iar, sorry că o sun acum ca un capitalist mercantil, dar noi am investit în purcari vă spun suma exactă, 16 ,5 milioane de dolari, da, pentru o cotă de 64%, și după asta când am făcut IPO-ul la București în 2018, am întors, am întors peste 60 de milioane de dolari. Da, deci uh -huh. pentru noi a fost o investiție foarte bună, pentru noi ca Horizon Capital. Da? Pentru, co pentru, pentru, cota noastră. Deci ține era 4 6 sau 4 între cota de, de multiplicare. Da, Cam, cam așa. Era, 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 era mare, da. Deci am câștigat mult, știi, și uh, chiar dacă uh, la un moment dat investiția asta era efectiv zero pentru noi, pentru că noi am crezut că pierdem toți banii după embargo-ursiesc, da. Dar am găsit forțele ca să ne revenim și eu mă mândresc foarte mult cu ce am făcut. Mm. Și în primul rând meritul, meritul, nu e a eu trebuie să spun asta, meritul e a echipei a domnului Victor Bostan, care e un fondator extraordinar, carismatic, știi, vizionar și a echipii, a echipii lui, pentru că s-a foarte mult eu... E o strategie foarte bună de a încerca și de a oferi și continuitatea și de a asigura această continuitate. Pentru că progresul nu, nu poți să-l obții atunci când vii și spui că hai să schimbăm tot, că eu știu mai bine. Și insiști foarte des pe chestia asta și eu lecția asta am învățat tot de la tine. Da. Și ca să terminăm poate pe tema vinului, uite, nu vreau să fac reclamă aici, eu, eu cred că oamenii care se uită la podcastul tău sunt mai mult știi, nu știu, îi numesc așa tineri, hipster, progresiști, acolo, clasa creativă, care poate consuma mai multe producători mici. Asta e super, eu vă încurajez să consumați producători mici, eu cred că asta e super și trebuie să încurajăm și noi. De asta, de exemplu, în, toate, în toată rețeaua purcari, care noi avem, știți, wine barurile astea, noi vindem foarte mult multe vinuri a producătorilor mici. În același timp, eu cred că merită să susțineți și purcari, pentru că noi punem foarte, foarte multă inimă în ceea ce facem, știi, suntem un brand foarte, nu știu, angajat, foarte... În, în sens bun, flămând de, de, de realizări. Deci, domnul Victor Bostan e un perfecționist nebun, om care scoală patru dimineața sau care pe Da, și noi chiar, nu, chiar ne punem foarte, foarte mult suflet în ceea ce facem și punem inclusiv suflet, schimbăm comunitățile în care, în care trăim înspre bine. Da, și facem mm -hmm. foarte mult, cred, că, pentru pentru comunitatea în care trăim. Știi, la podcastul ăsta eu mă străduiesc să nu vorbesc deloc despre persoane, dar mai mult despre idei. Și dacă vorbim concret la, la, tema purcare și domnul Bostan, ce idei sau ce cumva lecții sau povață ți au rămas în minte din interacțiunea și din lucru cu dumnealui? Munca. În primul rând, munca. Domnul Victor uh, Bostan uh, la mine se asociază cuvântul munca. Pentru că, uite, eu cred că ceea ce am noi moldovenii, în special în generația asta mai, mai, mai în vârstă, știi, este, nu știu, etica asta de muncă. Oameni care scoală la patru, știi, la, uh, și se întorc sara târziu și eu cred că el se identifică la mine anumit cu etica asta de muncă. Și, sincer, nu-i ușor să o cresc de uh -huh. Pentru că el dă un ritm și de o, are așteptări foarte mari. Nu toți rezistă. Care, nu toți rezistă. Mulți, și mulți marketing mulți, manageri s-au schimbat Mulți marketing manageri, mulți care nu rezistă, pur și simplu, știi? Și undeva eu mă supăr pe, pe dumnealui pentru că, că poate prea înaltă e ștacheta asta lui și lumea efectiv nu rezistă, știi, dar în același timp nu poți să-l acuz pentru că, bine, nu poți să acuz un om că, că muncește atât de mult, știi, și așteaptă același mm. lucru de la, de la, alții. Pentru că, să, vă, ca să înțelegeți ritmul lui, el, într-adevăr, la 4 dimineața când faci turul vinăriilor, știi? Și, uite -te, începe ziua la Chișinău, de la 6 dimineața deja e la Purcare în Ștefan Vodă, după asta faci traseul la Ietulia, care e în Vulcănești, vă dați seama drumul, dar ajungi acolo pe la Amează, știi? Faci degustările acolo, vede, vede, viile acolo, după asta faci traseul la Ceptura, care e în Prahova, România, ajungi acolo, nu știu, spre, seară, faci turul la, la Cept -vilor, la Ceptura, produce la Ceptura, și seara, pe la 9, ajunge la București, știi? Mă rog, unde avem? Deci e adevărat că un investitor atunci când decide să investească într-o companie, se uită și cine este top managerul sau cine sunt oamenii și investiția este și în oameni. Sau în primul rând în oameni. În primul rând oameni. Știi, multă lume mă întreabă, nu că eu tare acolo cu părsuri, am și tare înțelept la, la business, dar Uniori, că când nu am o acolo, care sunt principalele mele, știi, nu știu acolo... Criterii. Cri nu, nici nu criterii, dar nu știu acolo uh, cuvinte din înțelepciune, de exemplu, din business. Mm -hmm. Eu cred că uh, uh, să-i spunem așa, uh, 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 regulile mele, cele 10 porunce mele, știi ele, care poate nu 10, dar sunt mai puține, dar pe primul loc în lista asta, la minteul de una e fraza lui Jim Collins, știi, care spune că first who, then what. Întâi cine, după asta ce. Noi foarte mult în business discutăm despre ce. Ce trebuie să facem și mai departe. Mm -hmm. Eu Iona, eu cred că e mult mai importantă să decizi cine, cine o să fac. Și dacă ei oameni buni și le pui în poziții bune, potriviți, ei o să hotărască care, mm -hmm. care e răspunsul la ce. În primul rând, și cea mai grea întrebare în management și în business, e cine. Uite, la tema investițiilor. Horizon Capital, pe lângă faptul că vine cu bani, și cum ai spus tu, contribuie la creșterea unor companii, uh, vin cu anumite obiective, cu anumite misiuni. Da? Care este, de fapt, misiunea la Horizon Capital? Ce urmăriți voi, de fapt, prin investițiile pe care le faceți? Pentru că înțeleg că o parte din bani, sau poate chiar o, o parte destul de semnificativă, este inclusiv din fonduri de stat, fonduri publice în Statele Unite. Da, noi da, avem, avem peste 30 de, de investitori, banii cărora îi administrăm și inclusiv, la ce te referi tu, Artur, avem bani, hai să spunem așa, quasi publici, instituții quasi guvernamentale din Olanda, Danimarca, Germania, Franța, SUA, da, și datorită fondurilor acestea quasi guvernamentale, cum le numesc eu, noi avem un mandat dublu. Da. Ce înseamnă, ce, înseamnă, un mandat dublu în cazul nostru? Da, focusul nostru este să generăm profit, evident, dar al doilea, a doua parte a mandatului este să generăm impact pozitiv. De asta noi niciodată nu o să investim în lucruri care sunt, nu știu, imorale, chiar dacă poți face bani sau sunt, au practici de business care nu sincronizate cu cu cum vedem noi, noi lumea, sau sunt poluante, sau sunt, nu știu, evaziune fiscală sau altele. Da, de asta, cum? Noi, când în investițiile noastre, încercăm să facem ambele și să câștigăm bani, dar să le câștigăm de o manieră responsabilă. Și cred că ne reușește și ne reușește destul de bine. De exemplu, la purcare, îți dau un exemplu, uite, de dau un exemplu practic. La purcare, închipuiți că, uite, dă-i embargo pe tine, n-ai bani să plătești nici salarii, știi, și în același timp tu știi că trebuie să construiești o stație de purare ca să nu verși deșeurile astea din, din producție direct în Nistru. Și acum tu ai o dilemă. Știi, eu, eu 250.000 de euro cât costă stația asta și îi dau ca dividende acționarilor sau eu investesc în, stația asta de purare. Și noi, evident că investim în stația de purare pentru că asta e, pentru că asta felul în care vedem noi lumea și felul în care ne punem prioritățile. Știi? Și, noi nu puteam să o facem altfel. Sau, îți dai seama, că când am venit în purcari, sorry, o spun direct, dar nu pot să spun că eram sincronizați 100% cu uh, prevederile fiscale din Moldova, ca să, nu, ca să o să spun de o, mai, de o manieră mai eufemistică. da? În timp, normal că am, am curățit absolut tot, noi plătim salarii doar albi, n-avem plicuri, știi? Adică, și doar așa putem face business. Undeva asta ne pune la un cum să-ți spun, cum să spun, ne pune la un dezavantaj față de alte business-uri pentru că eu nu pot să dau o salarii în plic. Da? Pentru că eu am 10 ani de audit Big Four. Știi? Și eu nu pot să fac careva shortcut-uri care alte business-uri din Moldova, pot să le facă în orice companii investim și în Ucraina și în Moldova și în alte țări. Da? Deci, business-ul e mai greu, nu putem tăie, tăie colțuri, dar eu personal dorm mai bine noaptea și mă simt mai, nu știu, mai în sincron cu valorile mele. Eu o să revin la partea asta de misiune, dar pentru că ai pomenit acum concret de partea asta fiscală, am o curiozitate personală și probabil mai multă lume. O să fie curioasă să afle după exitul care s după nici nu exitul, IPO-ul, uh, De ce companie s-a înregistrat în Cipru? nu no, după IPO. Eu a fost înregistrată în, în... Vina e a noastră. Vina e a noastră, Horizon Capital. Și am răspuns foarte simplu aici. În primul rând, multă lume crede că Cipru e pentru e e optimizare fiscală. Da. Nu este. E aceeași. În Moldova corporate income tax e 12%, e, aceea, e aceeași taxă în Cipru acum. Noi nu suntem în Cipru ca să economisim uh -huh. uh, profituri. Unicul motiv de ce noi am făcut investiția prin Cipru e neîncrederea și o sori o spun, în sistemul judiciar și în sistemul de protecție a proprietății Moldova. Fiecare uh, investiție pe care o facem noi are un așa-numit shareholder's agreement. Deci, uh, ajută-mă, te rog, shareholder's Eu agreement. Contract, e un fel de contract între, între acționari. între acționari, da? Și pentru că noi, de obicei, investim ca minoritari, pentru noi asta e cel mai important lucru, e sfânt, da? că noi trebuie să fim siguri că cota noastră este investiția protejată. protejată. Da, da investiția protejată. Și atunci, noi, pentru noi e foarte important ca contractele să fie guvernate de lege în engleză deci pentru că atunci eu pot să apelez la, la, la curtea engleză pentru uh, soluționarea oricăror dispute sau discute. la arbitraj internațional. Sau la arbitraj, care în cazul nostru este arbitrajul de la Londra de obicei. Da, și eu cu tot respectul, deci eu sori spun, dar n-am încredere în judecățile din Moldova, n-am încredere la moment, din păcate, încă în în, în în protecția drepturilor de proprietate în Moldova. De asta absolut toate investițiile care le facem, le structurăm printr-un printr -un holding într-o jurisdicție de lege engleză. De exemplu, în cazul MAIB, am structurat un în Cipru, am structurat un în UK. Da? Dar pentru noi e foarte important să fim guvernați în relațiile noastre de, între acționari de lege engleză. Și eu cred că o să dureze puțin timp, o să dureze puțin timp până când investitorii o să fie confortabil să, să investească direct în SRL-urile și în, în, în societățile pe, pe acțiuni practică e acum e imposibil dar uh, noi împreună cu Vitalie nu, cofondatorul meu de la Sufragio, o să numește compania noastră, am întrebat pe Twitter uh, deschis ce ar trebui să schimbăm în Moldova ca să putem uh, să ajutăm startup-urile, companiile să dezvoltă, să crească, să aducă investiții și ne-a răspuns Paul, Paul Graham Sube. Uh, am, am făcut un schimb de de și pe la urmă am spus că, guys, nu trebuie să faceți nimic, trebuie pur și simplu să luați la Indigo legislația care este în Delaware, din Statele Unite și să o faceți în, în Moldova și atunci când o se existe, practic, aceleași prevederi juridice, aceleași termene, tu, practic, te extins și, practic, permiți Moldova <laughs> să fie conectată efectiv la tot ecosistemul care funcționează și care e pus pe roate în Statele Unite. Noi încă suntem departe de zilele în care o să aducem investiții mari în companii din Moldova, inclusiv din motivele pe care tu le-ai spus, dar întorcându-mă la misiunea investițiilor voastre și cumva efectul. Pentru că atunci când voi investiți, voi practic ridicați da, foarte mult planca, cum să spune ridicați nivelul și restul pieței trebuie să se să dea din coate, să, să reușească după voi. Eu am întrebat mai devreme câțiva prieteni, cam ce întrebare avea, de exemplu, pentru tine, și o întrebare foarte, foarte sinceră și foarte directă a fost: De ce serviciile financiare în Republica Moldova sunt de cacao? Adică să referă la mai cred că. Nu, în general, nu se referă la mai noi, noi, În general, băncile din, din Moldova sunt la capitolul servicii inovative, sunt amorfe. Deci cumva anii precedenți s-a, evidențiat un pic Moldov, molding Moldingcom și de asta am devenit inclusiv eu client la molding Bank pentru că mi-a, mi plăcut ce, ce fac. S-au mai mișcat un pic, parcă Victoria ceva, au mai făcut mai dar nu este nimic care să poate să fie comparat cu măcar ce se întâmplă în România, ca să nu dau alte exemple. Da, uite, Artur, eu am o viziune foarte puternică apropo de subiectul ăsta și chiar mă, mă, bucur că ai întrebat întrebarea. Și apropo, sper să nu fii defensivă lumea să aibă impresia că încerc să fug de responsabilitate. Eu. da, uite, au avut loc frauda bancară în 2014 la noi, care a fost o mare, mare traumă pentru, pentru țara noastră și pentru sistemul bancar. Acum, e reacția naturală și eu consider că e reacția corectă, da? Reacția după frauda bancară din 2014 a fost de a se focusa, da? Regulatorul, guvernul, toată lumea, da? Focusul a fost în mare măsură pe curățire și pe crearea transparenței și pe, sorry, să spun așa, moldovinește, strânsul șuruburilor din toată, din toată partea. Da? Deci, băncile moldovinești nu mai ieșau din Controle. Sau, controle. audituri, compliance, conformitate, îți dai seama. Cam asta era, asta era prioritatea și, și logic. Asta e logic, îți dai seama. Când se întâmplă așa o rușine mare, așa o dramă mare, că din sistemul nostru măcar să fură miliard de dolari, e normal că trebuie să, întâi să, să faci curățenii, da? trebuie să mături întâi în casă, după asta să te apuci să faci redesign. Da? De asta, toată perioada asta, din 2014 până prin 2018-2019, au fost este 5 ani de, de, de focus pe intern, în engleză e inward looking. Și cu tot respectul, în general, sistemul bancar și băncile sunt, sunt animale foarte conservatoare, care sunt mari focusate pe intern, pe regulamente, adică sunt foarte focusate pe intern. Da? Nu e ca produsele de, de FMCG, care acolo foarte mult focusate pe, pe extern. Deci băncile de la natură sunt conservatoare și încă și piste, au venit peste ele, știi, toată, tot capacul ăsta de, de, controle, audituri și conformitate. Și adevărul e că noi nu am început să ieșim din, din asta. Noi nu am început să ieșim din asta. Și pra problema e că, că toată drama asta o, o coincis cu, cu Revoluția Fintech. Pentru că, e că, uite, acum toată lumea știe Revolut, dar da, țin lume, ești, dă seama că Revolut a fost fondat în 2015. Deci noi când stăteam acolo și ne lămuriam cu ea în din Moldova, știi? Deci cum, au avut avantajul cum, să fie mici, lin, da? Și să... nu, deci eu, eu am dat exemplu ăsta ca să spun că e, e foarte recent Revoluția asta Fintech și în, în momentul în care s-a început Revoluția Fintech în, în lume, noi nu ne gândim la fintech, noi ne gândim cum să facem curățenie, știi? Partea bună e că eu cred că curățenii s-au făcut. Da? Dacă ne uităm la principalele bănci din Moldova, eu cred că cel puțin e clar cine sunt acționarii. Înainte la Maib nu știi cine sunt acționarii. Da? Deci faci 3% aparțineau la tot felul de, 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 de scursuri știi, interpuse. Da? Ca să nu le dau Proxim. un număr. Da. Știi? Și acum e clar. Cine e la MAIB? Am uit clar cine e acționari la Moldicom Bank. Deci, e clar ideea este la că încă un miliard din sistemul bancar nu o să se fure. E imposibil. E imposibil să fure acum. Eu nu știu, eu sunt gata să pun mâna în foc, că, nu știu, la noi n-o să mai furi, nu o să mai aibă loc fraude Ce de, la tine în de acest gen. La Maib, un milion de procente, da? Uh, uh, și, uh, stai că m-am gândul puțin. Iar așa, Iarăși nu vreau să spun defensiv, dar ideea e că noi, aproximativ până în 2018-19, am focus, focusat pe asta. Uh, Vorbind de Maib uh, concret, noi am cumpărat cota noastră în, în consorțiumul cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și INVALDA, fondul de, de asset management din Lituania, în noiembrie 2018. Am fost aprobați ca membri a Consiliului în martie 2019. Deci, efectiv, lucrul am început în martie 2019. Da, au trecut trei ani. Da, cred că se putea face mai, mai mult, obiectiv, se putea face mai mult, dar nu uităm că a fost și uh, pand pandemia, am avut tot felul de necazuri pe noi, dar dinamica care o văd la moment la mai este extraordinar de bună. Părerea mea subiectivă. Dacă nu e așa, eu vă rog, să, vă rog să-mi spuneți, dar eu foarte vă încurajez acum să încercați ultimii noastre produse, să downloadați MyBank mobile-ul pe care îl avem. Da, la departamentul da, marketing. Da, trimis Telegram Voice-ul. Da, eu cred că cei dinamici dinamica care o văd la Maib, inclusiv cu nou CEO, pe care l-am adus Gheorghe da. Shagidze, pe care l-am adus din Georgia. Da, eu Asta văd e o dinamică foarte bună. bună. Eu văd o dinamică foarte bună. Dar în piața din Moldova, pentru că eu bănuiesc unul din motivele pentru această probabil frânare, da, a inovațiilor în domeniu, poate să se datorează inclusiv Faptul e că nu prea s-a investit foarte mult în dezvoltarea capacităților transferable skills, anume în domeniul fintech. Sunt companii din, din Moldova care inovează ca, ca Soltech. Dar când am discutat cu ei, mi-au spus că ei nu lucrează cu companiile din Moldova, că nu prea e cu cine discuta. Asta a fost așa un, și un, înțeleg, un și înțeleg dacă aș alege între piața noastră din Olanda sau din SUA sau din Germania sau din piața din Moldova. Eu okay, că lucrează sold... cu 30 de piețe, asta e chestia, asta dar nu Moldova. Cred, eu cred că Soltech face, face bine ce mm. faci. Iarăși, cunosc puțin specificul business ului vezi că uh, băncile din, sau uh, 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 fintech din, uh, din, 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 Olanda, știi, se gândesc, ok, cum ne adătăm la open banking, mm. hai să spunem, open banking nu e pe prioritatea numărul 1 și nu, nici uh -huh. nu e în top 5 priorități pentru băncile din Moldova. Știi, înainte să, să poți alerga, trebuie întâi să te înveți să mergi. Și înainte să te înveți să mergi, trebuie, trebuie, să te înveți să, exact. Da? Uite, o spun lucruri simple. Noi când am venit la Maib, eu primul test care l-am făcut, m-am dus și am spus că vreau un consum de credit. Știi, și un credit consum. Și m-am dus la o agenție acolo. Știi, și uh, Sorry, adică mi s-a spus, am înțeles că teoretic poți să-l primești cel mai repede în 3 zile, dar mai, mai, mai degrabă în 7, știi? și alături la organizațiile de microfinanțare, îl primeai cu buletinul în, sau sau chiar mai repede, 15 da? sau în 15 minute, știi? Hai să ne învățăm întâi să dăm credit rapid. De exemplu, acum, la Maib, poți să iei creditul direct din, din aplicație și îți ia un minut să-l să, să tragi și îl primești imediat pe cont. Vezi da? că în voi să crești în să crește, da. Deci noi am început cu lucruri simple. Hai întâi să facem produs simple. Hai să permitem omului să deschidă un cart mm -hmm. rapid, să ia un credit rapid, să deschidă un depozit online, știi? După asta ajungem noi și la open banking. Uite, în ultima lună s-au întâmplat două evenimente care mi, -mi se par foarte importante pentru piața de business din, din Moldova. Pentru întreaga societate, dar în mod special pentru, probabil, și pentru țară tot. Uh, Interob operabilitatea și reducerea dramatică, substanțială a taxelor pentru apeluri în România da? și conectarea rețelei noastre energetice la spațiu energetic uh, european. Eu tot timpul am fost de părere că noi suntem prea mici ca să fim cumva uh, de capul nostru da? și suntem o țară prea mică și de la asta costurile sunt foarte mari. Ar fi posibil, teoretic, așa ceva și pentru alte verticale, hai să le numim, pentru că vreau să trecem un pic de la partea asta de uh, interconexiune regională la o interconexiune a businessului. Ca companii din Moldova să poată să lucreze cu clientele și cu alte companii din întreaga regiune, și din România, și din Ucraina, și Polonia, și de ce nu Turcia. Și invers. Ca noi, de exemplu chiar în Moldova, să putem beneficia, de exemplu, de servicii financiare, ceea ce poate pentru voi nu ar fi fost atât de bine, dar poate că mult și-ar dori în Moldova să folosească niște servicii pe care le consideră de un nivel mai superior, pe care le oferă companii din România, decât cele de aici. Da, uite, dacă trebuie părerea mea, eu sunt un liberal și un libertarian chiar înrăit. Da, de asta eu sunt doar pentru cât mai mult concurență Răspuns la întrebarea ta, eu încurajez moldovenii, în special care, la moment, doar cei care au pașaport românesc, știi să-și facă carduri Revolut. Puteți să o faceți și uite, acum fac reclamă unui concurent, ca să nu spui că fac reclamă doar companiilor noastre. Și credem că noi, de exemplu, la Maib noi înțelegem că concurența poate nu o să fie de la, nu știu, de la respectata bancă numărul 2 sau bancă numărul 3 sau bancă numărul 5 din Moldova, dar concurența adevărată o să vină da. când o, de la concurenții transautorale. Revolut, Wise, da. alții, numărul 26. Deja, da. deja. Mm -hmm. Tu, Artur, nu știu dacă ai pașaport românesc, știi, tu poți să-ți faci... Nu am, dar am cardul Wise din Estonia. Uite, tu ai, tu ai Wise și mulți moldoveni poate să facă Wise, știi, și Revolut poate să facă și N26 poate să facă. Da? Și eu de asta înțeleg că cu cât mai mult concurență creăm pentru businessurile din Moldova, cu atât, e, cu atât, cu atât, știi, șutul ăsta în fond o să le împingă mai repede înainte. Adică eu cu siguranță nu cred că trebuie să creăm un acuarium, știi, protejat, în care mm -hmm. nu să să ne fie bine aici. În la întrebarea ta, eu cred că și asta e și scopul statului. Nu vreau să dau sfaturi statului, pentru că cred că avem o guvernare competentă, care are multe priorități, doar că, știi, poate nu destui oameni ca să, ca să se ocupe de toate imediat, știi, dar asta și scopul nostru ca stat, ca să sincronizăm pe cât de mult posibil infrastructura. Uite, îți dau un exemplu. Noi, de exemplu, înțelegem că nu avem bursă de, capi, piață de capital în Moldova și putem să ne gândim că, uite, poate trebuie să încercăm să reparăm piața noastră de capital. Eu cred că nu trebuie să facem asta, pentru că niciodată nu o să avem o piață de capital robustă, pentru că e o țară mult prea mică. Dar ceea ce trebuie să facem este, de exemplu, să ne sincronizăm depozitarul nostru și legislația ca companiile din Moldova să poată lista ușor la București. Și asta, e, asta nu înseamnă că tu pierzi compania. Nu! Asta înseamnă că tu obții banii românilor, care acum se duc doar la români și acum o să deci ducă trebuie la trebuie trebuie să pui o colonieță cu ce pierzi și ce câștigi. C... și de fapt lista la avantaj este net, nu pierzi Adică tu te listezi no... ca pe un marketplace, cum ai fi nou, nou, nouă. So și niște, niște posturi de conducere se pierd. Niște oameni cu... Bine, eu cred că noi nu suntem în businessul de a crea joburi pentru birocrați. Dar noi suntem în business pentru a crea o viață mai simplă pentru moldovenii noștri. Și dacă, uite, noi vrem startup financing, da? Uite, în România este piața la BVB, Bursa de, București din București, Bursa de Valori din București, este segmentul ăsta Aero, așa se numește el, care e pentru startup-uri. Deci tu poți să-ți listezi compania ta în București, la Bursa din București, cu un prospectus destul de limitat. Și să atragi finanțare de la piață. Și o, o cifră care o să spun, că o să șocheze multă lume, și să că fac acum reclamă la Bursa din București, dar, dar în fiecare lună, fondurile de pensie, pilon 2 din România, virează, a, obțin viramente de la mm -hmm. viitorii pensionari de 150 de milioane de euro care trebuie să investite și să investească în mare măsură în România. Deci fonduri de pensii. Fonduri de pensii. De exemplu, noi încă mulți ani noi să avem mm -hmm. fonduri de pensii în Moldova, în special la, la scara asta. Deci, deci e mai simplu să te conectezi la ceva. E evident că mai e mai simplu, deja. pentru că acolo sunt acolo banii și tu vei să fii acolo unde sunt banii. Noi, noi doar noi, pe noi doar ne interesează cum scădem finanțare pentru deci, companiile noastre. Podurile nu trebuie construite numai fizic, dar și în primul, juridic, rând, și în primul rând poduri financiare ne trebuie. Alt uh -huh. exemplu, uite, în sensul ăsta de sincronizare, da? Poate nu-ți dau exemplu cele mai intuitive, dar uite, noi suntem o țară mică, da? hai să luăm o agenție. Sorry, acum poate mă, mă bag undeva în, 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 viața cuiva, adică și încerc scuze că nici nu știu cine. Dar idei. Da, dar uite idei. Uite, avem agenție medicamentului, de exemplu. Uite, știu, uh -huh. nici nu știu cine o conduce și eu sigur că sunt oameni super acolo, știi? Însă există prezumția că acolo ceva îi putred. Nu, da? nu, știu, nu știu, nu știu, apropo, nu, chiar nu știu. Eu pur spun că... Nu, eu cred că există prezumția asta. Într-o țară coruptă, undeva unde se verează și se gestionează atât de mulți bani, Uite, dar chiar, nu știu, uite, chiar nu știu. Eu admit că acolo e tot super, știi? Dar eu altă idee vreau să spun. Că, uite, noi trebuie să întrebăm, dar trebuie noi să avem cu agenția medicamentului? Sau, poate, noi putem crea o lege care spune că orice care medicament care are... Un Bruxelles, uh, de exemplu. Da, care are deja confirmarea, certificatul de la Agenția Europeană a Medicamentului uh -huh. sau de la FDA în SUA sau de la alți regulatori în care avem încredere, știi, se acceptă și Moldova. Și atunci, noi suntem noi suntem deștepți pentru că noi folosim banii plătitorilor de taxe europeni, știi, și Expert, ei, fac lucru noi, lor. ei fac lucru pentru noi, ei fac lucru pentru noi, noi doar facem un fel de outsourcing de, de, uh -huh. de regulatoriu, știi? Și poate eu simplific, simplific foarte mult, poate trebuie să mai păstrăm careva bariere la noi, nu știu, dar, per total, noi trebuie să fim deștepți. Sau, același lucru cu, nu știu, hai să spun, cu, cu vizele de exemplu, nu știu, sunt poate acolo X țări de la care noi încă Uh, nu, tu, ca să vii în Moldova, nu știu, din prin Peru, de undeva trebuie să ai viză, știi? Uite, eu nu cred că noi, în primul rând, noi vrem că să ai mulți turiști în Moldova. Păi hai să spunem că toată lumea care are viză de UE, SUA, Singapore, Automat Canada, Canada știi? Cu vizele este, poate să vină în Moldova. Pentru că deja mm -hmm. americanii, canadienii, noazelandezi, australienii, deja i-au verificat, da? Și dacă Australia îi acceptă, de ce nu am acceptat și noi? Eu cred că noi trebuie să ne punem întrebarea asta la mod strategic, suntem toate agențiile noastre și departamentele și spunem, oameni buni, unde putem face outsourcing? Lasă uh -huh. să plătească canadienii pentru noi și să plătească, nu știu, belgenii pentru deci, noi. Deci cu cât mai puțin instituție, cu mai bine. Asta este ideea ta. Bun, eu, eu, sper că, eu nu spun că cu cât mai instituții, cât mai bine, cât mai puțin. Eu spun că cu cât mai puțin bani noi îi dăm care, mașinării birocratice. mașinării birocratice care am putea utiliza mașinării de mm -hmm. altor state, eu cred că cu atât mai mult noi suntem deștepți mm. și trăim sorry că o să o spun foarte cinic mercantil dar trăim pe spatele altora nu pe spatele plătitorului de tax la noi și la noi trebuie să scadem taxele de exemplu ca să atragem și mai mult investitori realitatea din Moldova ne place nou sau nu e că investitorii o colesc Moldova voi mai degrabă sunteți o excepție nu sunteți regula eu aș vrea să existe nu un Horizon Capital, să existe 10 fonduri de genul ăsta și ele să bată între, între dânsele, să creeze locuri noi de muncă, să aducă, să facă import de know-how, să investească în managementul local. Ce trebuie să întâmple? Un lucru, probabil cel mai important, ca mai multe fonduri de investiții, inclusiv fonduri pe care eu le cunosc și care au spus că, Artur, am am sorry, hai înregistrează compania în, în, Polonia și noi putem să investim. Sau cel puțin în București, dar nu, nu Moldova. În afară de partea asta de securitate juridică. Artur, uite, o să -ți, o să răspund posibil nu ceea ce vrei să auzi la mine, pentru că eu spun lucruri poate nu, iarăși conceptuale, știi, Chiar dar... nu vreau să aud ceva eu cred că se începe de la o strategie de țară. Uite, noi suntem o țară mică, 3 milioane de oameni, da? Și înțelegi? N e fact vorba ce. Hai, eu spun 3, că, că sunt mai bine decât 2, 2 jumate, știi? Dar evident că niciodată nu vom fi interesați pentru piața noastră de sfacere. E mult prea mică, da? Și atunci când... Uite, ca noi, eu, eu joacă de cărți, știi? Și că mi-au dat cărțile Moldovei, știi? Piață uh -huh. mică, săracă... ai un, știi? Ai un șapte de dobă, da? da. am, am, am un 3 de cruce, știi? Și, mă gândesc, ok, ce facem cu cărțile care le avem? Mică, sărac, vecini foarte agresivi la nord acolo, știi? Deci, dar avem careva plusuri, știi? Eu cred că în același timp avem, avem careva plusuri și eu cred că inevitabil strategia noastră de țară trebuie să fie de a crea o economie extrem de deschisă, extrem de liberală, care să atragă capital în industrie preponderent exportatoare de bunuri și servicii. Da, asta înseamnă că viziunea noastră trebuie să fie, nu știu, ceva asemănător cu Hong kong sau Singapore, care în Singapore trebuie 5 milioane de oameni, știi, și-au construit, îți dai seama, un, un hub global. global. Sau Estonia. Deci 50 mai de ani urmă era un sat. da. Sau Estonia, alt, alt exemplu, da? Deci evident că investitorii o să vină în Moldova atunci când o să înțeleagă că pot face bani aici. Știi, mm -hmm. Dacă să, hai, nu trebuie să avem iluzii, știi, că o să fie careva investitor, știi, care o să vină pentru că lor le place de Moldova sau vor să ajute, știi, să în mare măsură sunt da, suntem afară, oameni buni, pentru că asta pe asta spune accent e, acum foarte mult, da, că asta e, e omenie, ceea ce pe noi ne diferențează cumva. Da, ei o să vin atunci când o să vadă oportunități de a investi, nu știu, uh, un milion de dolari și în 5 ani să, să i tripleze, știi? Mm, cel puțin. Three times cash on cash in five years, care, care, cum, putem Frumul, noi atrage, da? cum putem noi atrage mm -hmm. investitori străini. Și acum întrebarea ok, cum ajungem acolo? Și eu cred că uh, unica șansă pentru noi este să liberalizăm dramatic lucrurile, începând cu lucruri simple ca permise de reședință și permise de muncă. Spunem te rog frumos, de ce noi trebuie să cerem permise de reședință de la un, nu știu, american care vrea să vină să stea aici, un digital nomad, nomad digital, știi? El vrea să vină, da. să, nu știu, să programeze, să facă știu, design, de știi? Mulți. Da. Știu, nu, noi, noi, trebuie să-i fugărim la birou migrației și azil, să-i umilim acolo și eu te asigur că așa și este, pentru că eu știu, am noi avem colegi care e au atras S -s -s noi de mai cerem ceva uh, sub masă. Da, evident. Vizele trebuie anulate cu cât mai multe țări. Permisul de ședință, în general, ca concept trebuie să, să dispară. Permisul de muncă ca și concept trebuie să dispară. E absurd, absurd în secolul 21 când lumea luptă pentru resurse, pentru talente, când, când luptă ca să ținem Moldovenia acasă, să vină cineva care vrea să lucreze în Moldova să plătească impozit și să spui stai puțin, stai puțin, eu întâi Trebuie să-ți dau permis de lucru, că altfel nu-ți dau voie să lucrezi. Și asta e absurd. Deci începem cu lucruri simple care, care le scoatem, știi? Doi, știi? Uh, ne uităm mai departe. Uh, da, ce-i complică viața la, nu știu, la, la investitori străini? De exemplu, taxe. spre multe, știi? Uh, și Noi că... avem progres aici. Moldova, aici parc. Moldova e tipar. Moldova e super aici exemplu. Aici E super exemplu. De exemplu, știi, taxe trebuie să fie puține și simple, știi? Și foarte previzibil și ai și acoperire cumva juridică, pentru că ai un audit în fiecare an. Exact. Și nu vine să te... Exact. Udavaia IT e exact tipul de lucruri care trebuie să le facem cât mai mult. Deci simplificare masivă. Simplificare masivă. Trebuie să fim mult mai avantajoși ca locații decât Ucraina sau România sau Polonia, țările, știi, din regiunii cu care concurăm. Știi ce îmi pare curios? Voi ați investit în câteva companii IT din Ucraina, dar nu ați investit în Moldova nicio companie IT. Uite, eu am vrut să investesc în Endava din 2011. când 2011, în 2011 îmi plam după dom, dom domnul Nidelciuc, știi că numai pe dânsul, știam, știi, și spuneam, știi că Panikovski... Uh -hmm. dam, milion, dam, nu spuneam dai milion, dar spuneam dăm milion, dăm milion, știu. eu vreau să investesc în Endava foarte mult și am comunicat și cu John Cottrell, știi, fondatorul, CEO, dar din păcate n-am reușit să investesc și am lăsat foarte mulți bani pe, pe masă ca rezultat. Da? Dacă ai companii mari în care noi putem investi 10-15 milioane de dolari, Artur, te rog, arată mi pentru că noi, eu noi, știm, noi dar investim ticketuri mari. noi O să, investim o să mari. vreau să, să mă gândesc și eu în calitate de consultant, poate sau sau zero întreg și... Din partea, mea, din partea mea, un finder's fee. Ok, pentru că eu știu cel puțin 15 companii IT din Moldova, care au capacitate să-și crească, să-și să scaleze operațiunile și uh, o să le găsești în Moldova Innovation Technology Park. Uite, eu mă bucur să aud asta. Uh, ce domenii îți parți interesante acum? Pentru că probabil sunt multă lume care se gândește, care au exclus până acum posibilitatea să obțină o investiție pentru că aceste oportunități în Moldova pur și simplu nu, e, nu existau. Iar băncile nu au fost niciodată friendly cu, cu business-ul în Moldova. Trebuia să ai pile la vreo bancă ca să ai un, un credit bun. Asta este realitatea. Ce domenii sunt cumva mai atractive acum, care ar putea mai ușor să obțină finanțare, fie că e vorba de la un fond sau de la o bancă? Pentru că băncile am impresia că doar în imobiliare mai mult investesc acum pentru că este destul de sigur, da? n-ai cum să, să, pierzi. La urma urmei ei, nu știu, casa, apartamentul sau blocul celălalt care au fost construit din banii creditului. Da, uite, să începem de cu produsele, ca să nu produsele. Uite, sunt două, hai așa, grupii de produse. Este debt, credit, da, împrumut, și este equity, investiții în capital. Băncile noastre nu investesc în capital. Da, au fost careva experimente în anii 90-2000, dar pe total băncile sunt businessul de credit. Ei uh -huh. eu dau depozite 4% și dau credite cu 8%. Asta e businessul băncilor. Da? Acum, equity, pe partea de equity, băncile nu participă și acolo avem un gap mare, pentru că sunt foarte puțin investitori de equity în capitala Moldova. Sunt foarte puțin. Adică Horizon și nu știu cine mai vizește. Da? Deci acolo, acolo e gaura mare și dacă mă întreb, de exemplu, pe, mine, eu nu vreau să răspund pentru alții, pe mine, ca Horizon Capital, ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează, în primul rând, businessurile exportatoare și aici mă uit, normal, mă uit la structurile de exporturi a Moldovei, mă uit ce acolo, știi? Și investesc în sectoarele astea mari exportatoare, asta mă interesează. Și pe piața locală, mă rog, ne am investit în Maib pentru că e o piață mare, știi, și avem o crește acolo. Cu Da, potențial, văd potențial în retail, da, eu cred că retail-ul încă o să schimbi mult în Moldova și sunt multe segmente care încă nu sunt ocupate. Mai ales de online. Inclusiv online, da. Inclusiv online. De asta eu eu sunt destul de optimist în ce ține de, de, de din Moldova. Avem, la moment, uite, avem nevoie doar de, de, de pace și cred că pacea va veni. După asta va veni planul Marshall, o să vină mulți bani în Moldova și eu sper unica de ce o să avem nevoie mai, mari e să avem mai mulți antreprenori, oameni care e cu viziune, care sunt gata și a riscurile, care sunt gata să lucreze de la 6 dimineața până la 12 noapte, știi, ca să transforme viziunea în, în în, 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 practică. Asta e. Vreau să discutăm și despre startup-uri, pentru că când ne-am văzut ultima dată, m-ai întrebat inclusiv, Artur, de da, ce startup-uri sunt în Moldova? Și eu te-am întrebat, Vasile, de da, ce startup-uri sunt în, în Moldova? Că au trecut câteva zile de când ne-am ne văzut. Ți-a apărut ceva în vizor? Ai văzut vreo companie care ți-a apărut interesant? În general, cum vezi tu ecosistemul de startup-uri ce se întâmplă în Moldova? În Uite, nu sunt un expert, de asta nu o să mă... -o să mă uh, Ca observator. Uh, te da, nu o să mă având să știi, să cataloghez cumva, îți descriu. Noi avem un produs pentru startup uri uh -huh. Poate o să fac puțin reclamă aici. Se numește U Ventures, site-ul you.ventures. Da, eu au fost și parteneri la Rocket Conference, da. pentru care îți mulțumesc și ție că ne-ai pus în legătură cu dânsi. Da, îți mulțumesc în ceea ce faci, ești bravo. Uh, știi, și Ventures investește anume în capital, deci equity financing, hai așa ca să spun în limbaș care lumea înțelege, un fel de VC, pe mai, da, mai mici de seed, milion. Da, Sid, da. Investim până la 500.000 de dolari per tranzacții. Foarte mult aș vrea să facem ceva în Moldova. De asta, uite, dacă sunt startup-uri care, care, nu știu, care au, cu ce. au cu ce și au cu cine, știi, și mm -hmm. care ar beneficia de o investiție de până la 500.000 de dolari pentru cotă minoritară, de la un investitor ca, ca noi, eu sunt, scus, sunt gata să discut cu lumea. Uh -huh. Nu prea aveam. Uh, Colegul meu, Ion Mocan, la podcastul precedent, a numărat pe, pe degete, practic, startup-urile din Moldova care au luat uh, vreo investiție. Le-au luat în Moldova, ele au, f au trebuit să fie înregistrate în Statele Unite, de cel mai multe ori, sau în Londra, sau uh, în România. Și cam asta este uh, strategia un, unei echipe care are potențial. Uh, inclusiv uh, mă văd cu ei și mă întreabă Artur cum ai înregistrat companie în, în Estonia uh, în afară de partea asta de, de bani, e importantă partea asta de, de formare și de experiență în acest domeniu pentru că nu poți pe, chiar pe loc drept poți, dar e foarte greu mai ușor cineva să te, să te ajute tu când ai pornit startup-ul tău, acum 12-13 ani în urmă, el se numea Overline E un, așa. un startup în domeniu medtech, care e o verticală care mi se pare foarte interesantă, e un domeniu care poate fi foarte bun și pentru Moldova sau din Moldova. Care au fost exemplele la care te-ai uitat? Sau poate ai avut un mentor sau te-a ajutat cineva să faceți, să spuneți fundațiile unui startup care a ajuns mai târziu o companie, acum cu altă denumire, cum se numește? Ovia Health. Ovel? Health? Ovia health. health. Ce trebuie să, să facă cei care ne ascultă acum, ca poate în 10 ani să aibă și ai posibilitatea să facă așa un exit și să fie împliniți de munca și efortul pe care l-au depus? Da, uite, iar și nu vreau să par eu mare înțelept acolo care am recepții pentru toată lumea. De asta pot vorbesc doar de experiența noastră. Uite, ideea uh, pentru ceea ce asumește Ovia Health au apărut când eram la Philips, ți minte că lucram la Amsterdam, era, era, un proiect de tăiere de costuri în domeniul de research. Lungă istoria acolo, mai scurt, Philips avea ambițiile astea să creeze algoritmi care analizează datele medicale și creează un fel de, hai să numim așa, doctori virtual. Știi, și mie mi-a părut interesant, doar că îmi părea Uh, abordarea lor îmi părea foarte frustrantă pentru că era înceată și da, și că am venit toată acasă și spuneam soției, știi, Catea o cheamă, știi, uh, că uite, eu aș face altfel, știi, aș alege o verticală mai îngustă, știi, și aș uh -huh. dezvolta un doctor vertical pe vertical, vert un doctor virtual pe o verticală mai îngustă, știi, și ea mi-a dat ideea că, uite, trebuie fie, poate trebuie să fie tot, tot ce ține de, de concepere, pentru că pentru că toate femeile, la un moment dat, se gândea să aibă, să aibă copii, să am ajutate a femeilor, știi, unele din ele, știți știți voi bine, au da, challenge-uri challenge și e normal, uh, pentru că asta e lumea în care trăim, da, și uh, deci noi am dezvoltat uh, un, la început un produs foarte simplu, da, care era un app care ajuta femeile să-și... Uh, nu știu, să-și detalizeze ciclul, știi, și la început era un produs foarte, prim, foarte primitiv, știi, ca să înțeleagă când ovularea îi, îi, se întâmplă, care, care zile cu șanse de concepere mai mare, știi, și era, după asta s-au adăugat tot felul de a, funcționalități, suplimentare, am, am inclus în algoritmul algoritm foarte multi inputuri științifice, în baza al tot felul de, de paper-uri științifice, știi, și cu timpul produsul devine tot mai complicat și mai complicat, mai serios și mai serios, știi, și uh, cred că una din... Uh, uh, bun, de, de să spun poate is, 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 pe scurt istoria și după asta learning-urile, știi, și uh, cred că cea mai importantă decizie pe care am, pe care am făcut-o eu e că la un moment dat eu am înțeles că, uite, sunt oameni care pot conduce asta, compania asta. Eu eram sole founder, aveam 100% din companie, am găsit un CTO, Chief Technology Officer, care din întâmplare mm -hmm. e emigrant din Chișinău. Deci eu făceam uh, startup-ul ăsta. Asta. Da, startup-ul l-am uh, creat în Boston când făceam MBA-ul. Știi, și Boston e un fel de capitala lumii la Medtech și absolut din absolut întâmplare m-am cunoscut cu un tip care îți spune care spui de Baron, uh, în America au devenit Alex Baron, știi? Și uh, e, e originar din Chișinău da, care au emigrat foarte de mult în anii 90 din, 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 Chișinău, știi, și avea profilul perfect pentru că avea mixul ăsta de inginer și data scientist. deci the sweet spot. De, da, sweet spot pentru noi. Și, de exemplu, m-am împărțit cu Ecuti cu el, știi, și după asta am început noi să construim împreună, știi, am câștigat noi niște granturi, ni am adicat niște capital, deci mergeau, mergeau lucrurile bine. Dar eu cred că cea mai importantă decizie care am făcut-o E că la un moment dat am înțeles că, uite, că sunt oameni care ar putea conduce compania asta mai bine decât mine. Și atunci l-am, iarăși, tot felul de întâmplări, știi, l-am invitat pe, pe, un tip, Paris Wallace, care m-a locuit ca, ca CEO și i-am dat și lui o cotă din, din companie. Fast forward, mai mulți ani după asta, compania a fost achiziționată de, de LabCorp, care e o companie strategică mare, știi, circa 30 miliarde de market cap în, în, SUA, știi, și am re realizat un exit de plin, de plin. Acum, e o istorie de succes, e o istorie de succes care în mare măsură meritul aparține uh, și echipii? echipii. Și aș spune deci chiar de nu în, în, ca cazul, de da, în, cazul, da, dat, chiar aș spune că meritul în primul rând aparține nu mie ca fondator inițial, da, echipii care au realizat uh, lucrurile în perioada după. Learning-urile principale sunt următoarele. 1. tot conceptul ăsta de Lean Startup, toată lumea îl, îl, îl folosește, îl promovează, Lean Startup, MVP. Eric Rice. Da, puțină lume uh, înțelege știința din, din spate. E foarte important să știți cartea lui Eric, Eric Ries, da? Lean Startup, chiar e important să o citiți și să o înțelegeți. Știi, pentru că Lean Startup nu înseamnă că trebuie să faci lucrurile uh, super simplu. Lean Startup înseamnă că tu trebuie să maximizezi la fiecare etapă Uh, S uh, să adaptezi, să faci Da, să maximizez uh, feedback-ul primit pe dolar, pe dolar cheltuit, hai așa spunem, maximizing the, the, learning from dollar spent. Asta, e, asta mm -hmm. înseamnă lin startup. Asta nu, asta nu înseamnă deoșoa e sirdită, da, ce mult lume crede, da? Asta înseamnă că trebuie să fii focusat permanent pe testarea ipotezilor. Trebuie să fii Practic, activat mereu R&D mod. Da, exact. Research și, and development. Și testarea e nu neapărat, mm -hmm. că pe mine trebuie, din start trebuie să fie obsedat de faptul că mm -hmm. hai să testez că butonul trebuie să fie roșu sau verde sau trebuie să fie albastru. Știi? Bun, asta sunt lucruri terții important să-ți validezi value proposition-ul, da, și să găsești știi, sweet spot ăsta care îl face pe client să, nu știu, scoate credit card-ul din buzunar și să-ți plătească, da, să folosească produsul tău. Deci asta e unul. E foarte important să știți cartel în startup. Doi, first who, then what, iarăși, e foarte important să găsești echipe. Deci eu, în primul rând, m-aș focusa pe găsire de echipe puternice, da. Asta e important. Trei, foarte multe lucruri se întâmplă din întâmplare. Uite, chiar în istoria trebuie ai, să fii pot, locul vă spun, potrivit. Și da, da. da, înțelegi, locul potrivit, asta nu că trebuie să-ți margă, nu că trebuie să, să fii mm. norocos și cu unii sunt norocoși trebuie să le creezi. Pur și simplu, știi cum Woody, Woody Allen a spus? Că 50% of success is just showing up. Să vă uit spus 90%, nu mai știu. Știi, tu trebuie să mergi. Pe Alex, Baron, cum l-am cunoscut? Am mers uh -huh. la o ședință acolo, clubul este european de la Harvard University, știi, și eu țin că mi soția, îmi spunea că, hai, nu-ți dublu afară, eu spun, nu, mă duc, mă duc, poate mă întâlnesc cu cineva acolo, știi, sau mai vreau să-ți dau -o, o, o întrebare aici foarte egoistă. Acest showing up, de exemplu, pentru noi care tot dezvoltăm acum un startup care are, nici măcar nu are un an de când am înregistrat companie, cum s-ar întâmpla, cum e la modul practic? Eu cred că tu faci bine o, da. asta. Să la cât mai mult eu nu știu. E clar că este puțin tensiunea asta între focus știi, și și da. showing up, știi, îmi, da, îmi dau seama, dar eu pot, eu știu cu siguranță, știi, că if you're not showing up, dacă nu creezi șanse de a-ți cunoaște cu oameni importanți, mm -hmm. sau de a afla o idee, nu că e oameni importanți, nu, nu trebuie să fie oameni importanți, trebuie să fie oameni, oameni care... Oameni. Oameni, da. Știi? Că nu știi care... niciodată cu cine vorbești sau cine-i prieten cu cu omul respectiv. Um, Vasile, media este un business? Moldova? Nu. No. De ce este ce? Uh, ONG, activitate onagistă, binefacere, activitate grantabilă? Uite, uh, politică. Piața de publicitate din Moldova e uh, circa 12 milioane de euro, plus 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 minus, da. Uh, publicitate TV. TV, da, sorry. Eu la TV mă refer. Uh -huh. Digital, cât e? Uh, Ea, în total, e 21-22. Da. Dar... da, bine, eu, eu poate -am, am perceput întrebarea ca TV, pentru că, mă rog, mă ocup cu... sunt oarecum implicat în TV, știi, dar e foarte mic piața și, evident, e, în piața asta mică e destul de concurențială, știi, pe digital ai monopolul Google-Facebook Google, în mare măsură, da. știi, care te scurg de bani, știi, și în televiziune sunt probleme structurale și acolo. Deci, din păcate, la moment, media nu este un business. Uh -huh. În special în televiziune, media este în mare măsură un, nu știu, canal de influență politică. Pentru că dacă ne uităm la... Înțelegeți, media sunt în mare măsură subsidiate. Uh -huh. Da, pentru că... Nu, tu ai spus cuvinte de aur, pentru că, într-adevăr, rețeta de până acum a fost că media este folosită mai degrabă ca o sculă ca un instrument și nu ca un medium sau ca o platformă de comunicare sau educare, dar pentru a promova pe cineva un partid de cele mai multe ori sau un politician cu, concret. De asta dacă facem o analogie inclusiv că acum foarte des se discută cum s-au format oligarhii în, Ru în Rusia. Da, Berizovski, fiecare avea televiziunea lui, tu de asta ai intrat în bordul la TV8 pentru a fi mai influent pe piață sau pentru că simți că ai niște idei și vrei să spui ceva și nu ești auzit? Nu. Am intrat din motivi total diferite. Uite, eu mă întreb cum aș putea eu contribui mai mult în țara pe care o iubesc foarte mult. Dar aș poate suni foarte știi, așa patetic, cuvinte mari, dar vă, vă spun sincer, nu trebuie să demonstrez nimic nimănui, dar e, e un lucru important pentru mine, pentru fericirea mea personală, da, să fac lucrurile acasă. Și eu consider că media la moment e unul din domeniile unde cu investiții relativ mici, pentru că e o piață atât de mică, poți avea impact foarte mare, da? Deci noi trăim totuși într într-o țară în care lumea și gândirea oamenilor îi E, e formată de, de mulți actori în care eu personal n-am încredere, da, și rezultatul gândirii date se transformă în, în voturi și în, și în tot felul de prejudecăți și în idei, tot, tot felul de viziuni narrative, într-adevăr, deci o chestie extrem de importantă. Uh -huh. Și eu văd undeva misiunea mea ca să contribui, ca proporția de media sănătoasă în Moldova să crească, și ca proporția de media sănătoasă în Moldova să crească, ea trebuie să fie financiar sustenabilă și eu vreau să ajut media din Moldova să devină financiar sustenabilă. Asta e ceea ce aici vreau eu. Și când spun media sănătoasă, eu nu spun că neapărat media care împarte viziunile mele. Eu spun media în general, că industria... care care e echilibrată, echidistantă, care are critical thinking, știi, și care nu sunt platforme de, de, de spălat creier sau de a lustrui anumiți, anumiți politicieni. Asta Dar uh, am citit comentariile atunci când ai, când ai explicat de ce ai acceptat poziția de membru a bordului în TV8 și mai multă lume a spus acolo că te expui politic. Uh, a fost asta un risc asumat sau nici nu a fost un risc? Ai spus că da, eu asta o să fac. Uite, e, cum să spun... Eu nu eu nu văd viața în categorii că mă mm -hmm. expun politic, nu mă expun politic, și dacă deci mă expun politic, nu ai n-ai avut nu sau Eu N-am planuri asta. politice, nu trebuie să-mi imaginea mea. N-am -am planuri politice, pentru că s-a vehiculat numele Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru sau un ministru, nu admiți așa posibilitatea? Eu cred că avem multă lume mult mai calificată decât mine care să fie în funcții publice. Eu sunt bine acolo unde sunt la moment și eu încerc să contribui, într-adevăr, și sunt, cum, să contribui din poziția în care, în care, sunt, da? Trebuie să spun că mă interesează binele public, chiar mă interesează și cred că cu cât mai mare o să fiu, cu atât mai mult o să mă interesează binele public. Acum că poți contribui din poziția de, nu știu, careva șef de agenție sau, sau din altă parte. Eu, până la moment, am hotărât să contribui din altă parte. Am înțeles. Eu vreau, în primul rând, să-ți mulțumesc pentru deschiderea și sinceritatea pe care ai arătat-o în discuția de azi. Iar pentru final, o să fac o remarcă la o postare de ta pe care ai pus mai mult timp în urmă, cu o discuție pe care ai avut-o cu bunica ta din Vălcine, Vălcineț, Călăraș. Da, Vălcineț, Călăraș. O sper bunica să se uite la emisiunea asta, aproape o să bucure. Și mi-a plăcut partea asta că n-ai spus tu, dar practic ai întrebat-o pe ea, da? Și zilele astea când, când ne-am văzut spuneai că discuți inclusiv cu taxiștii cu care mergi ca să înțelegi cumva care este pulsul sau viziunea. Care este cumva feeling tău, da? Cum oamenii simpli să gândesc și văd acum uh, unde se află Moldova? Noi suntem, cum este întrebarea asta celebră, da? Noi mergem într-o direcție corectă sau mergem într-o direcție greșită? O oh, Artur, tu dai întrebări complicate pe final. Uh, uite, din păcate discuțiile mele cu taxiștii uh, mă îngrijorează pentru că lumea în continuare mi se pare derutată. Lumea în continuare, eu dădeam întrebări simple ce e despre războiul din Ucraina, știi, și pe mine personal mă, foarte mă afectează emoțional, știi, faptul că o foarte mare parte din oameni văd vina Ucrainei sau vina NATO. Deci și în lucruri simple care după mine sunt alb și negru, știi? Deci avem o țară barbară care a invadat o țară, știi, mult mai mică și mult mai, mult mai slabă, știi? Pentru că careva om în Kremlin are complexele sale de care le mai are el și cu cine concurează el, cu Petru I sau cu Alexandru Nevski acolo și vrea să rămână în istorie, știi? Și deci pe mine undeva m-a derutat mult că multă lume în Moldova în continuare știi, nu înțelege inclusiv lucruri elementare și nu vreau să par aici elitist știi că eu înțeleg pe toate, dar știi că șoferii de taxi îmi spun că uite, dar trebuie să mai stai Ucraina cu capul plecat și nu trebuie să bagi, și uite că NATO i-a și genocid în Donbass. Așa spun și moldovenii noștri care sunt și în Europa. Eu îmi dau seama că chiar avem o problemă cu media pentru că hai oamenii sunt o buretă, știi, care, absorb, care absorb, mediul informațional care sunt. Și faptul că oamenii gândesc astfel înseamnă că eu nu-i acuz pe oameni. Eu nu-i acuz pe oameni pentru că nu pot să-i acuz că nu au gândire critică sau, da? Nu, absolut nu-i acuz pe oameni. Dar eu înțeleg că avem foarte mult de lucru ca să uh, curățim puțin uh, spațiul nostru informațional, pentru că e o mare vulnerabilitate în, în Moldova. Când cu bani relativ mici prin canale de informare care, care, care există, să speli creierile la, la milioane de Ceea Ce, la un moment dat, poate să, poate să traduc în în, Cum votează, în parlament și, uh -huh. și mai departe. Da, de asta uite, eu încerc să fiu încerc să fiu optimist, încerc să fiu optimist, dar în același timp trebuie să recunosc că sunt puțin îngrijorat. Și totuși ca să încheiem pe o notă pozitivă, de asta te-am întrebat, pentru că dacă te întreba cum, cum crezi tu, antreprenorii prin definiție sunt mai mai optimiști, eu sunt foarte optimist, investitorii trebuie să fie optimiști, dar să, să calculeze riscurile. Hai să ne închipuim unde o să fie Moldova peste 5 ani. Uite, eu cred că Moldova peste 5 ani o să fie într-o poziție cu siguranță mai bună decât acum. Eu cred că dinamica e, e corectă pentru noi. Da? Noi eu cred că vom fi mult mai aproape de Uniunea Europeană și sorry că o repet, dar eu cred că noi vom avea statutul oficial de candidat țară candidat la aderare. Eu cred că noi vom, deja vom avea acces la fonduri structurale care nu sunt disponibile la moment. Eu cred foarte mult într-un plan Marshall pentru, pentru Moldova, Ucraina, Georgia, da? De asta eu sunt foarte optimist. Vreau doar ca moldovenii toți să fie optimiști, să nu strângă valizele și să, să plece, să stea aici, să gândească. Să strângă valizele și să vină? Să strângă valizele și să vină. Și noi și eu cred că noi ca societate tot trebuie să-i, să, -i, să -i ajutăm să, să vină prin a simplifica lucrurile aici pe loc, pentru a crea, prin, prin a liberaliza lucrurile foarte mult, ca toată energia asta antreprenorială să poată înflori. Ca oamenii să, să-și dea energia pentru a găsi noi clienți, pentru a găsi noi piețe, pentru a lansa produse, dar nu pentru a știi, îndeplini hărțoage acolo și asta în rând la tot felul de ghișei birocratice. Cam asta e viziunea mea pentru țara noastră iubită. Mersi pentru ce ai spus acum, mersi pentru discuție. Vreau să mulțumesc și celor care ne-au ascultat până acum și vă îndemn să vă abonați dacă încă nu v-ați abonat la podcastul mai departe, să lăsați un comentariu, poate întrebări, o să aibă pentru tine. Și rămâneți cu noi, transmiteți podcastul mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Mult salut, baftă mulțumesc! Salut! salut.